conformitate cu dispozițiile articolului 39 al punctului de 215 pe 2001, a fost convocat pentru astăzi, 25 aprilie, ședința ordinară a Consiliului Local. Deci ei, nu știu, e consilier care sunt în Consiliul Local, sunt prezenți toți. Deci ședința este statutară. Având în vedere prevederea articolului 42 al 5 din 215, sunt pus pe aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Deci, procesul verbal a fost adoptat. Domnul Ianache, vă rog să... Mulțumesc pentru prezentare. Să spun că vă spun ce este de ședință, că tot vreau să vă proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2019. Inițiator Victor Gasonu și Maru Comun. Aviz comisiile reuniunii. 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 560.000 de lei din excedentul anual al bugetului local rezultat din încheierea excedentului bugetar pentru anul 2018 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiție și de modernizare a drumurilor locale. Inițiator Victor Deacon, primarul comunii, a zis comisiile de reuniune. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Inițiator Victor Deacon, primarul comunii, a zis comisiile de reuniune. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019. Precum și bugetul estimat pentru anii 2020-2022. Inițiator de acolo, Victor și Marul Comunii, aviz comisiile reunite. Dacă mă ajuns la proiectul comunii, nu? Atunci, supun la vot proiectul ordine de zi, nu pot urma prezentat. Ce este pentru? Protiva, nu avem. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 pe anul 2019. Aviz comisiile reunite. Dau cuvântul doamnei Anica Gabriela, președintele al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiei. Comisiile avizul de favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, doamnei. Dau cuvântul doamnei Semnat Năsusa pentru a prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederea articolului 49 din legea 2016-2016 privind finanțele locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și târziu în decembrie, pentru că s-au fapt, au donatorii principali de trebuie obligați în a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor, întocmite cu cele două secțiuni, astfel încât la sfârșitul anului să nu registreze plăți restante, diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anterior utilizată în finanțarea exercițiului bugetar cu repede de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante de altă parte, sunt mai mare decât zero. Vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 1 al anului 2019, conform cotului de execuția bugetului local întocmit la 31 martie. În cadrul secțiunii funcționare, planul la venituri la nivelul trimestrului 1, conform proiectului de buget, este în valoare de 924.370 lei, încasări la 31 martie 713.167,30 lei, reprezentând 77,15%. Prin care, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, plan 520 lei, încasări 270.51,92%, cote defalcate din impozitul pe venit, plan 99.500, încasări 75.121,3, reprezentând 75,5%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, plan 50.250, încasări la 31 martie 0. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, plan 52.500, încasări la 31 martie 0. Impozit și taxă pe clădiri, plan 35.000, încasări 58.346, reprezentând 166,7%, din care impozit clădiri persoane fizice, plan 15.000, încasări 29.334, 195,56%, impozit clădiri persoane juridice, plan 20.000, încasări 29.012, 145,06%, impozit și taxă teren, plan 50.000, încasări 81.356, reprezentând 162,71%, din care impozit terenul persoanei fizice, plan 25.000, încasări 34.864,
139,46% impozite renturi de la persoane juridice, plan 5.000, încasări 7.123, reprezentând 142,46%, impozitele în extravagant, plan 20.000, încasări 39.369, reprezentând 1.196,86%. Taxa judiciară de timp ușată, taxe de timp, plan 2.000, încasări 720 lei, reprezentând 36%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 500, încasări 876,47%, 175,29%. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei, plan 128.000, încasări 127.015,09 lei, reprezentând 99,23%. Sume defalcate din TVA pentru drumul, plan 29.000, încasări 0. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 340.000, încasări 228.498. Taxe pe servicii specifice, plan 0, încasări 12 lei. Impozit pe mijloace transport, plan 27.000, încasări 55.780,8, reprezentând 206,6%, din care IMT dețin de persoane fizice, plan 25.000, încasări 53.322,29% și impozit asupra mijloacelor transport dețin de persoane juridice, plan 2.000, încasări 2.458, reprezentând 123,9%. Alte impozite și taxe, plan 5.000, încasări 5.314, reprezentând 106,28%. Venituri din concesiuni și închiriere, plan 2.580, încasări 2076,68, 80,49%. Venituri din prestări de servicii, plan 1320, încasări 107, 8,11%. Alte venituri din prestări servicii, plan 1000, încasări 725, 70,5%. Venituri din AMS, plan 35.200, încasări 14.985,96, reprezentând 45,27%. Taxe speciale, plan 25.000, încasări 61.747, reprezentând 246,99%. Subvenții de la bugetul de stat, plan 10.000, încasări 216, reprezentând 2,16%. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 30.000, încasări 0. Cheltuielile secțiunii funcționare la nivelul trimestrului 1 conform proiectului de buget sunt în valoare de 683.220 lei și cheltuielile efective la 31 martie 517.613,40 lei, în care la autoritățile respective, plan 403.550 cheltuieli efective 316.088,62 lei, reprezentând 78,33%, din care cheltuieli de personal, plan 320.000 cheltuieli 289.038, reprezentând 90,32%, bunuri și servicii, plan 83.550 cheltuieli 27.050,62, reprezentând 32,38%, transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, plan 2040, cheltuieli 2034, reprezentând 29,71%. La învățământ, plan 20.400, cheltuieli efective 12.528,11, reprezentând 61,41%, din care bunuri și servicii, plan 19.100, cheltuieli 11.478,11, reprezentând 60,09%. Asistență socială, plan 1300, cheltuieli 1050, 80,77%. La asigurări și asistență socială, în caz de invaliditate, plan 121.000, cheltuieli 114.987, reprezentând 95,03%, din care cheltuieli de personal, plan 43.000, cheltuieli 41.107, 95,6%. Și indemnizații persoane cu handicap, plan 78.000, cheltuieli 73.180, 94,72%. La ajutoare sociale, plan 14.000, cheltuieli 216, reprezentând 1,54%. Iluminat public și electrificări rurale, bunuri și servicii, plan 3.230, cheltuieli 3.215,87, reprezentând 99,56%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 37.300, cheltuieli
7.292,19,2%, la salubritate, bonuri și servicii, la 80.700, cheltuieli 61.243, reprezentând 75,89%, drumuri și coduri, bunuri și servicii, planul 1000, cheltuieli 18.1,80%. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la 31 martie 2019 este în sumă de 195.553,90 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, în primul trimestru al anului 2019, nu s-au înregistrat plăți și cheltuieli. Mulțumim, doamnă Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supune la vot proiectul de hotărâre prezentat la prezentat de... Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 560.000 de lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2018 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului local. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Bogdan Macadan, președinte al Comisiilor de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Mulțumim, domnul Bogdan. Dau cuvântul doamnei Rusu. Eu. Tu? Dau cuvântul doamnei Narcisa pentru aprobarea proiectului de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 58 alineatul 1 literal din legea 277/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor prefalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la articolul 6 litera A și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare. Având în vedere faptul că infrastructura la nivelul comunei este deficitară, solicităm aprobarea utilizării sumei de 560.000 lei ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiție modernizare drumuri locale, capitolul 84.031 drumuri și coduri, producerea acestuia în lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală sau parțială din bugetul local. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Aviz Comisiei Reunite, domnul Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de documente, dar este favorabil. Mulțumim, domnul Rusu. Dau cuvântul domnului Macadan Cucina pentru a prezentarea proiectului de specialitate. Articolul 491 din legea numărul 227 din 2019 din codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precizează în cadrul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constantă o anumită sumă în lei exact, care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Nivelul ratei inflației comunicate este de 4,6%, drept urmare, impozitele și taxele aferente anului 2020 se vor indexa cu indicele de inflație de 4,6%. Precizăm faptul că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale, urmând ca la stabilirea cuantumurilor acestora să se țină cont de această indexare. Mulțumim, doamne Macadam. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019, precum și bugetului estimat pentru anii 2020-2022. Aviz Comisiei Reunite. Doamna Anita Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, pentru avizul Comisiei. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre pentru Mulțumim, doamna Gabriela.
da cuvântul doamnei Celian Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Da. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunii, sunt defalcate din TVA pentru drumuri comunale, pentru echilibrarea bugetelor locale, cotele și sumele defalcate din bugetul pe venit pentru bugetul de anul 2019 ne-au fost alocate, respectiv comunicate, tot cum urmează. Prin adresa 438 din 19 martie 2019 a AJPP Bacău a fost comunicată suma reprezentând 60% alocare directă din impostul pe venit, estimată fiind încasat în anul 2019, în valoare de 398.000 lei. Prin decizia șefului AJPP Bacău numărul 3 din 20 martie 2019, comunicată prin adresa 443 din aceeași dată a AJPP Bacău, ne-a fost alocată suma de 26.000, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei, din care 9.000 lei pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier pentru beneficiarii de ajutor social, 10.000 lei pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din comunitate favorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, și 7.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. Prin adresa 5.970 din 25 martie 2019 a Consiliului Județean Bacău ne-au fost comunicate sumele repartizate pentru bugetul anului 2019, după cum urmează. Sumele repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean Bacău, reprezentând 7.5% din impozitul pe venit, 210.000. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 118.000. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 201.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.216.000. Prin decizia șefului AJPP Bacău numărul 5 din 2 aprilie 2019, comunicată prin adresa 475 din aceeași dată, ne-a fost alocată suma de 88.000 lei, reprezentând suma defalcată din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la articolul 104 alinia 2 literele BD din Legea Educației numărul 1 din 2011, cu modificările și competențelor ulterioare. Prin adresa 567 din 8 aprilie 2019 ne-a fost făcută repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA alocate pentru anul 2019, după cum urmează. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunii, program 2019 114.000, din care trimestrul 1 128.000, trimestrul 2 minus 14.000, trimestrele 3 și 4 0. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, program 2019-1216.000, din care trimestrul 1 340.000, trimestrul 2 417.000, trimestrul 3 249.000, trimestrul 4 210.000. Sumele estimate pentru bugetul anilor 2020-2022 alocate de către AJPP Bacău sunt următoarele. Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 2020 124.000, 2021 125.000, 2022 126.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 764.000, 825.000, reprezentând 872.000. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunii, pentru bugetul estimat pe anul 2020-2022, stabilite prin decizia șefului AJPP Bacău numărul 3 din 20 martie 2019, comunicate prin adresa 443 din aceeași dată, sunt următoare. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunii, 2020 589.000, 2021 589.000, 2022 589.000, deci sunt aceleași sume pe toți 3 ani. Alocat pentru drepturile asistenților personale, persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale acestora 563.000 lei per an. Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social 9.000 lei pe an. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 10.000 lei pe an și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 7.000 lei pe an. Sumele estimate pentru bugetul anilor 2020-2022 repartizate de Consiliul Județean Bacău.
prin hotărârea numărul 44 din 23 martie 2019, comunicată prin adresa 5978 din 25 martie, sunt următoare. Sume alocate din cotele de parcare din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în 2020 78.000, 2021 80.000, 2022 81.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2020 478.000, 2021 541.000 și 2022 591.000. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale 59.000 lei per an. Sumele alocate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2 din CTBD din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, stabilite prin decizia șefului administrației Judiciare Finanțelor Publice Bacău numărul 5 din 2 aprilie 2019, sunt următoare: în 2020 91.000 lei, 2021 93.000 lei și 2022 95.000 lei. Având în vedere faptul că gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetul din ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile proprii pentru anul curent vor fi fundamentate la nivelul realizărilor din anul precedent. Bugetele locale, potrivit prevederilor articolului 26 alinia 2 cu 1 din legea 273/2006, se aprobă și pe secțiuni funcționare și de dotare. La secțiunea funcționare, propunerea de privind veniturile bugetului local în cadrul secțiunii funcționare pentru anul 2019, estimările pentru anii 2020-2022, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru anul 2018, sunt următoare. Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare, în 2018 2,48.000, 2019 1,52.000, estimări următorii 3 ani, 1,60, 1,70, respectiv 1,80 mii lei. Cote de parcare din impozitul pe venit. Buget 2018, 285,36 mii. Program 2019, 398 mii. Estimări anii următori, 400 mii, 403 mii, respectiv 405 mii. Sume alocate din cotele de falcare din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local în 2018, 275,20 mii. Program 2019, 201 mii. Estimări anii următori, 202, 205, respectiv 207 mii lei. Sumele parcurzate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, buget 2018-0, program 2019, 210 mii. Estimări anii următori, 0. Impozit de persoane fizice, buget 2018, 49,42 mii, program 2019, 51,03 mii, estimări anul următor, 53, 55, respectiv 57 mii. Credit persoane juridice, buget 2018, 56,78 mii, program 2019, 56,78 mii, estimări anii următori, 58, 60, respectiv 62 mii lei. Impozitele în persoane fizice, buget 2018, 75,33 mii, program 2019, 70,09 mii lei, estimări de anii următori, 73, 75, respectiv 77 mii lei. Impozitele în persoane juridice, buget 2018, 11,48, program 2019, 11,48, estimări 12 mii, 13 mii, respectiv 14 mii lei. Impozitele în extraordinar, 2018 68,85, 2019 67,64, estimări 70, 73, respectiv 76 mii lei. Taxă judiciară de timbru 2018 12,18 mii, program 2019 6,46 mii, estimări anii următori 6,57, 7, respectiv 7,50 mii lei. Alte impozite și taxe pe proprietate, 2018 3,28, 2019 1,91 mii lei, estimări 2,210 mii, 2,20 mii lei. Sume de plăcate din TVA pentru finanțarea proiectelor descentralizate, buget 2018 468,50 mii, 2019 alocat 114 mii, estimări anii următoare, 680, 682, respectiv 684 mii lei. Suma de falcare din TVA pentru drumuri comunale, 2018, 26 de mii, 2019, alocat 118 mii, estimări anii următoare, 59 mii lei pe an. Suma de falcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în 2018, 914 mii, alocat 2019, 1216 mii lei, estimări anii următori, 1242, 1366, respectiv 1463 mii lei.
Impozit mijloace transport persoane fizice, bud de 2018 82,20.000, 2019 85,72, estimări 87,90, respectiv 93.000 lei. Impozit mijloace transport persoane juridice, 2018 8,19.000, 2019 5,65.000, estimări 5,86, respectiv 60.000 lei. Alte impozite și taxe, bugetul 2018 16,92.000, 2019 16,61.000, estimări 17,50, 18,50, 19,50.000. Venitul din concesiuni, 2018 5,08.000, aceeași sumă și în bugetul anului 2019, estimări anul următor 5,20, 5,40, 5,60.000 lei. Venitul din prestări de servicii, buget 2018 3,48.000, 2019 1,32.000, estimări anul următor 1,40, 1,50, 1,60.000. Alte venituri din prestări servicii, 2018 2,70.000, 2019 2,79, estimări 3.000, 3,20, 3,40.000 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 2018 116,26.000, 2019 117,27.000, estimări 125, 135, respectiv 145.000 lei. Alte amenzi, penalități și confiscări în bugetul anului 2018, 0,20.000 și prevederi 2019, tot 0,20. Taxe speciale, 2018, 71,48.000, 2019, 74,57.000, estimări 76, 78, respectiv 80.000. Vărsăminte din secțiunea funcțională în secțiunea dezvoltare, 2018, minus 335,20, 2019 minus 823,34, estimări anii următori minus 582,73, minus 64,44, minus 673,89. Subvenții primite din fondul de intervenție, în 2018 a fost suma de 300.000, 2019 estimări anii următori 0. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne, 2018 20.000, 2019 20.000, estimări anii următori 21, 22, respectiv 23.000 lei. Sume alocate din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, 2018 70.000, 2019 170.000, estimări anii următori 200, 220, respectiv 240.000. Propunerile pentru cheltuielile bugetului local în cadrul secțiunii funcționare pentru anul 2019, estimările pentru anii 2020-2022, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru 2018, sunt următoare. La autorități executive, buget 2018, 1382,25.000, program 2019, 1270,22.000, estimări anii următori, 1560,04.000 lei, 1632,71.000 lei și 2022, 1694,63.000 lei. Transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, 2018 23,59.000, 2019 27,44.000 și estimări anii următori 28, 29, respectiv 30.000. La învățământ, 2018 113,15.000, 2019 116,10.000, estimări anii următori 120,10, 123,10, 126,10. La cămini culturale, 2018, 1000, 2019, 1,50.000, estimări 1,80, 2,10, 2,40.000 lei. Asistență socială în caz de invaliditate, 2018, 356.000, 2019, 317,61 și estimări anii următori 603,83.000, 634,05, 664,28.000 lei. Iluminat public și electrificări rurale, 2018 47,62.000, 2019 33,23.000, estimări 34,36, respectiv 38.000. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunicare, comunale, 2018 10.000, 2019 194,68.000 și estimări anii următori 230, 252, respectiv 174.000. La salubritate, 2018 83,15.000, 2019 173.000, estimări 158,5, 179, 189,5.000. Drumuri și poduri, 2018 445.000, 2019 37.000, estimări anul următor 52, 58, respectiv 64.000.
Deci total cheltuiel secțiunea funcționare. În 2019 au fost în valoare de 2590,76 lei, 2019 2111,78 și estimarea următorii 2727,27 mii, 2823,96 mii, 3019,91 mii. La secțiunea dezvoltare, propunerile pentru bugetul anului 2019, estimări pentru următorii 3 ani și sumele prevăzute în ultimul bugetul 2018, sunt următoare. La partea de venituri. În 2018, vărsăminte din secțiunea funcționare, secțiunea dezvoltare, 355,20 mii, 2019, 823,34 mii, estimări anului următor, 582,73, 604,44, 617,89. La finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, buget 2018, 3.489,59 mii, program 2019, 3.055,66 lei și estimarea în următor 0. Cheltuielile secțiunii dezvoltare. La învățământ, am avut un buget pe 2018,37 de mii, acesta și anul următor e 0. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, buget 2018, 30 de mii, program 2019, 98 de mii, estimarea în următor 0. Drumuri și păduri. Buget 2018, 3.937,44 mii, program 2019, 4.341 mii lei, estimări anul următor, 582,73, 604,44, 617,89 mii lei. Programul de investiții pentru anul 2019 cuprinde următoarele obiective. Măsurători cadastrale pentru înființare, rețea, canalizare și stație epurare, 18 mii lei. Reconstrucție pod beton armat peste râul Cazlăul Sărat pe DC178, 3.153.000 lei. Amenajarea șanțelor feriate, 35.000 lei. Modernizare drumuri locale, 833.000 lei. Elaborare studiu fezabilitate, înființare, sistem, canalizare, 80.000 lei. Dotarea cu utilaje și echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență, 320.000. Total propune lista de investiții 2019, 4.439,00 lei. De asemenea, ca urmare a solicitării înaintate de școala gimnazială numărul 1, comuna Ardeoan, prin adresa 195 din 21 martie, ne-au solicitat suma de 17,50 lei. Iar propunerile noastre de alocare sunt în valoare de 11.000 lei. Ca idee, deci din ceea ce ne-au solicitat dumnealor, în loc de 8.000 pentru naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare, le-am alocat suma de 5.000 lei, care considerăm că este suficient până la următoarea rectificare a bugetului. De asemenea, nu s-a acordat suma de 3,50 lei pentru asigurarea finanțării cadourilor ce vor fi acordate elevilor cu ocazia Crăciunului și aceștia urmând a fi alocați la rectificare ulterioară, cum mai este până la Crăciun. Așa? Da, mulțumim, doamne, ce l-am atins. Dacă doamne, cineva să ia cuvântul? M-am ascultat cu doamne, Ana Ciza, în ceea ce privește infrastructura. Dar le întâlnește acolo, cred că știi, cu vițile comunii, la Vrânceală, acolo, tubul care îi traversează și balustrada aceea a căzut jos. Nu știu, societatea care a obținut contractul, o să facă ei balustrada aceea sau, nu știu, de la comună? Cred că e necesar acolo, datorită faptului că drumul ăsta e practicabil, vine și de la porniți, vine și de la... Și ce mai privește treaba cu... solicitat oamenii din compensat, nu știu dacă e cuprins în plan, și trețirile podeților de la, din stradă până la casa respectivă, că le-am luat, dacă a fost, dar e normal că le-o stricat. E cuprins în contract și treaba asta, sau nu? Cam. Împotrivă, abține, fiind depuizate toate problemele la urmă de zi, de plajă, de interviu, cu tot de ședință în sistem.